Salutare, dragi prieteni, și bine ați venit la un nou vlog. Numele meu este Radu și astăzi o să fac o provocare. Da, dragi prieteni, am fost provocat de către Denis Vise. Aveți linkul canalului lui în descriere. Puteți să dați un ochi acolo și să vă abonați dacă vă place tipul, pentru că este super blană. Și da, m-a provocat să fac 200 de flotări în 10 minute. Aparent, el n-a reușit să facă chestia asta. Am văzut că challenge-ul ăsta a fost făcut și de către frații Munteanu și aparent nici ei n-au reușit să facă 200 de flotări în 10 minute. Așa că probabil va fi un challenge greu, deși am impresia că o să reușesc să fac 200 de flotări, dar nu sunt sigur pentru că n-am mai făcut sport de aproximativ un an jumătate și probabil o să fie destul de greu, dar totuși cu ajutorul vostru și dacă apăsați butonul de like, poate o să reușesc astăzi să fac 200 de flotări în 10 minute. Așa că lăsați și în secțiunea de comentarii baftă Radu și hai cu alea 200 de flotări. Hai să nu mai lungim foarte mult și să trecem la flotări. Ok. Ok. Am făcut 50 de flotări prima serie și, mamă, îmi tremură grav de tot, grav de tot, bicepsul, mâna, abia mai țin camera în mână. Mi s-a uscat gâtul, important este să vă hidratați. Facem un pic de pauză și continuăm, cu câte mai putem, că nu cred că mai reușesc să fac 50. Hai! Ești nebun la cap. Am mai făcut 20 de flotări. Și abia mai pot. Mamă, nu cred că o să reușesc să fac 200. Mamă, și eram foarte sigur pe mine că o să reușesc să fac 200. What? Hai să vedem. Frate, și nu pot să cred așa ceva. Mamă, e foarte greu. Foarte, foarte greu. Am 90. Am 90 până acum și au trecut aproximativ 5 minute. Nu știu dacă o să reușesc să le termin pe toate. Hai să mai facem un pic de pauză. Și să continuăm. Ok, am 100 și au trecut 6 minute. Deci, puteam să jur că o să le fac. Bun, mai am 100 și încă 4 minute. Hai să vedem dacă reușesc să le fac. Cel mai probabil nu, dar măcar să fac, nu știu, 30, 40, să mă apropii acolo undeva. Hai. Ok, update. 110 și încă 2 minute. După un an jumate, aparent, uitați-vă și voi, sunt umflat la maxim și nici măcar 200 nu reușesc să fac. După un an jumate de stat degeaba, de nefăcut nici măcar o singură flotare. Nasol, nu faceți pauze în astea, mă, faceți sport, că e bine.
faceți sport, că e foarte bine. Ok, încă 2 minute, măcar 10 să mai fac, hai! Ați văzut și voi, da, a ieșit tocmai bine, 120 de flotări în 10 minute. Challenge-ul ăsta mi-a dat de înțeles că neapărat, dar neapărat, trebuie să mă apuc din nou de sport super tare, pentru că efectiv nu mai pot, nu mai pot, mi-au cedat mușchii după 120 de flotări, 100 foarte puține. Foarte puține, dar e ok și sper că pe viitor o să fac din ce în ce mai multe. În continuare o să dau această provocare mai departe, pentru că așa e frumos ca o provocare să meargă din vlogger în vlogger, așa că mai departe îl provoc și pe Tinolex. Să te vedem, Tinolex, tu ce poți. Multă baftă, Tinolex. Eu am fost Radu, acesta a fost challenge-ul cu 200 de flotări în 10 minute. Sunt... uitați-vă și voi, uitați-vă un pic cât de umflat sunt. Și doar 120 de flotări am reușit să fac. Doar 120 de flotări. Incredibil. Sincer, nu mă așteptam, abia mai țin camera în mână. Ok, dragi prieteni, eu am fost Radu. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, dați un share să vadă și prietenii voștri, pentru că a fost awesome acest challenge. Și abonați-vă dacă n-ați făcut-o deja și apăsați pe clopoțel, pentru că așa vedeți când postez un clip nou. Și dacă nu v-ați abonat, nu știu ce e în regulă cu voi, apăsați chiar acum pe butonul de subscribe. Eu am fost Radu. Voi ați fost RC Gang. Noi ne revedem foarte, foarte curând, iar voi aveți grijă de voi. V-am pupat. Ciao.